Alegem responsabil când cumpărăm online? Alegem responsabil când facem achiziții de produse tip medicamente online? În primul rând, cumpărăturile online de medicamente nu ar trebui să existe. Nu cumpărăm online medicamente, niciodată și în nicio circunstanță, indiferent de oferta pe care o avem. Fiindcă când discutăm despre medicamente, ele trebuie să fie însoțite de o rețetă. Mergem la farmacie, mergem la medic, ne recomandă un anumit tip de medicament, mergem la farmacie, cumpărăm produsul respectiv, citim prospectul înainte, ne uităm și nu uităm până la urmă un lucru mic și care de cele mai multe ori poate să facă diferența. Și medicamentele au termen de valabilitate. Așa că ne uităm la termenul de valabilitate, modul de depozitare al lor și deci nu avem cum să cumpărăm online produse tip medicamente, fiindcă de cele mai multe ori, pafare vopsigardul, înăuntru leopardul, s-ar putea să fie un medicament original, păstrat în condiții improprii, transportat în condiții improprii, neavând acces la informația înainte de a cumpăra produsul respectiv despre produsul pe care îl achiziționăm, s-ar putea chiar informațiile care ar trebui să regăsească pe prospect să fie într-o limbă în care să nu înțelegem absolut nimic și de cele mai multe ori produsul respectiv s-ar putea să fie neconform. Așa că nu cumpărăm niciodată produse tip medicamente online. Și alegem responsabil pentru sănătatea noastră, pentru viața noastră, pentru viața copiilor noștri și a părinților noștri. Infocons te ajută, ai în cadrul aplicației gratuite Infocons o secțiune de alerte unde găsești toate produsele neconforme, informațiile care te ajută să poți să alegi în cunoștință de cauză și nu în ultimul rând secțiunea SOS unde ai toate numerele de urgență pentru a face o reclamație eficientă. Așa că nu cumpărăm medicamente online. Suntem responsabili și alegem responsabil.